Sute de vâlceni au fost prezenți luni 14 octombrie la Biserica Sfânta Cuvioasă a Paraschiva pentru a se închina la Sfintele Moaște și pentru a participa la slujba închinată Cuvioasei, oficiată de înalt preasfințitul Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. După ce și-a încheiat misiunea pe pământ, moaștele Sfintei au fost purtate prin mai multe locuri, precum Bulgaria, Grecia și Turcia. În 1641, voivodul Vasile Lupu le-a adus la Iași, la Mănăstirea Sfinților, trei ierarhi. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Catedrala Metropolitană din Iași, unde sute de mii de români merg în pelerinaj. Numele Sfintei vine de la onomasticul grec Paraschevi, care înseamnă a cincea zi a săptămânii, adică vineri. Sfânta Vineri sau Vinerea Mare de toamnă se celebrează în miez de toamnă, când cad frunzele și apar primele brume. Mai știți de tradițiile care se păstrau de Sfântă Parascheva? Ce se făcea, ce nu se făcea? De ce să vă spun? La țară nu se mai păstrează tradiții? Nu se mai păstrează, mamă, cum era înainte. Nu mai. Înainte se duceau, acum se duc, Doamne, Doamne, că Tatăl nostru, că crezul, ascultăm toți, dar numai ce a fost odată. Ce se făcea? Era cruce roșie, nu se muncea? Nu se muncea, mămică. Cel puțin de Cuvioasa Paraschiva era sfântă. Nu aveai voie să muncești, să atingi. Minuni mare a putut să facă Cuvioasa Paraschiva. E o sfântă. Avea 25 de ani când a murit. Da. Și a făcut de mică. A fost spre dilectă, spre credința asta. A făcut, era atrasă de credință, de atrasă de duhul ăsta. Dumneavoastră, știți ceva să ne spuneți? Ce se face sau ce nu se face în ziua de azi? Sărbătoare. Se merge la slujbă, în primul rând. Da. Se dă de pomană. Se dă și de pomană cine vrea. Aici, la biserică, cred că se fac și pachete. E cea mai mare sărbătoare și foarte, foarte puternică. Cuvioasa ne ajută în toate punctele de vedere. Mulțumesc. Și pe toți, și pe tine, și pe bătrâni, și pe toți, și copii. Tradițiile spun că de ziua Sfintei Parascheva este bine să împarți covrigi, lipii, must nou și vin roșu celor nevoiași. Cei care dau pomană vor avea sărbători îmbelșugate în tot restul anului. Se mai spune că nu este bine să faci foc în casă în această zi, oricât ar fi de frig. În tradiția populară, Sfânta Vineri este cea care stăpânește lumea femeilor și a îndeletnicirilor acestora. Astfel, în această zi este interzisă munca la câmp, spălatul rufelor, cusutul, torsul și țesutul. Cum era vremea în această zi, țăranii cunoșteau cum va fi iarna în funcție de modul în care dormeau oile în ziua praznicului ei. Dacă dormeau unite, era semn că iarna va fi grea, iar dacă dormeau răzlețite, era chipul unei ierni blânde.